Salut! Astăzi vorbim despre insecticidul Volium Targo, un insecticid al firmei Syngenta. Haideți să vă citesc câte ceva din caracteristici și o să vedeți că acoperă o gamă foarte largă de dăunători, inclusiv acarienii, dar și tuta absoluta, omida tomatelor și alți mulți dăunători care în ultimul timp la insecticidele astea clasice au căpătat rezistență și nu mai au rezultatele care trebuie. Volium Targo este un insecticid de ultimă generație, având un spectru larg de dăunători combătuți și o perioadă lungă de protecție. Volium Targo prezintă dublu mod de acțiune cu efect unic ovilarvicid împotriva insectelor, oferind performanță și precizie în combaterea acestora. Volium Targo este selectiv cu mediul înconjurător și cu entomofauna utilă, oferind siguranță pentru consumatori și utilizatori. Mod de acțiune sistemic local și transaminar sau penetrant. Deci, el acționează foarte rapid și este sistemic local, deci contează foarte mult cum îl aplicăm. Haideți să vă citesc și recomandările de aplicare. Se recomandă două tratamente pe sezon, câte unul pe generația de dăunători, la avertizare sau în funcție de cultură și biologia fiecărui dăunător. Deci cel mai bine e să dăm preventiv. Dar și dacă a apărut, putem combate dăunătorii fără probleme. Momentul optim de aplicare este în primele 2 săptămâni, după scuturatul petalelor, care coincide cu debutul generației 1 la viermele merelor, aici vorbim la pomii fructiferi, minatori și acarieni. Doza maximă se utilizează pentru acarien sau pentru situațiile în care presiunea de dăunător este foarte mare și este nevoie de o perioadă de protecție îndelungată. Al doilea tratament se efectuează la debutul generației a doua de Chidia pomonella din vară. Aici vorbim mai mult, aici ne explică la pomii fructiferi. Imediat o să vă arăt și la tomate când se aplică și ce combate și la legume în general. Așa. La măr, după cum am putut mai devreme, la măr doza între 0,75 și 1 litru la hectar. Deci ar fi bine să-l recomandăm undeva în doză de 10 ml la 10 litri de apă, în doza normală. E omologat chiar și la căpșuni. Și acum să vă arăt și la tomate. Așa. Imediat. Ca să sări de acolo. Așa, la tomate. El combate molia solanaceelor, tuta absoluta, omida fructelor de tomate, viermele acela care intră în roșie și le strică, buha legumelor și iară la vinete omiz, musca minieră, la ardei, la castraveții, uitați, combate chiar și păianjenul comun. Vă mulțumesc, sper că a fost de folos acest videoclip și o să vă țin la curent cu cât mai multe produse noi apărute și felul cum se folosesc ele. Dacă vi se pare interesant ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul meu. La revedere!